siguranță că nu a fost un scor care să reflecte realitatea din teren, doar că așa e la Liga a doua. Fiecare greșeală e taxat, echipă cu experiență. Experiență pe care, din păcate, n-am putut-o compensa cu dorința de victorie, de afirmare. Andrei Întuneric a fost impresionat de faptul că băcăuanii au venit în număr mare să-i vadă pe pistolari la debutul în Liga a doua. Capitanul lui Sport Club promite că echipa lui își va lua revanșa față de suporteri în meciul de miercuri cu Dunărea Galați în Cupa României. Aproape de noi, asta vrem mereu. Frumos așa că simțim că acea lumea la stadion că vrea să câștigăm. Din păcate, le-am putut oferi o victorie azi, nu? Promitem că marți va fi mai bine. Și în campionat, pistolarii vor o victorie în deplasare de la CSMS Iași. La fotbal, partea pozitivă e că te poți revanșa săptămâna care urmează de fiecare dată și sperăm să astăzi facem și noi.